Salutare, dragi prieteni, și iată din nou pe canalul meu de YouTube, Dan Praf. După cum puteți vedea, am o masă aici, am un vas mare. Ce facem cu acest vas, veți vedea imediat. Mai întâi de toate, după cum bine știți, am tăiat cel mai mare porc, zic eu, din România, cântărit vreodată. Deci nu am mai văzut altul cântărit. Părerii au fost foarte multe, fiecare spune și vorbește despre greutatea unui porc din auzite, din vorbe, din măsurători. După cum ați văzut, eu am cântărit porcul, da, pe gimbirică, pe care îl cunoaște toată lumea. A fost sacrificat, v-am arătat cum l-am pus la zvântat. Acum urmează să scoatem toată carnea din gimbirică, să zic așa. O aducem aici, vă prezint, după care o să o bag la conservat, la ladă și așa mai departe. În minutele ce urmează, vă voi arăta câtă carne a fost, ce produse tradiționale a ieșit din gimbirică și așa mai departe. Mai discutăm pe parcurs. Cam așa arată produsele noastre gata afumate. Urmează să le scoatem, după cum am spus. Produse 100% naturale. Aici avem pulpă afumată. Aici avem o mică parte din pulpă. Imediat o să vă arăt. Cam așa arată o bucată de carne adevărată. Cei care doriți să achiziționați produse tradiționale, mă puteți găsi la numărul de telefon 076-5001-501. Să aducem și cârnați. A sosit și o parte din cârnați. Cam așa arată și cârnații, o parte din ei. Am făcut mai multe categorii, mai picanți, mai dulci, mai afumați, mai semi-afumați. Produse bio. Până aici ne-am descurcat.
Să aducem și ceilalți de produse. Aceștia sunt cârnați semi-afumați. Adică cu o zi în minus. Lăsați la fum. Aceștia sunt caltaboși. Am terminat cu caltaboși și o să punem din nou cârnați. Avem aici puțin picanți. Gata și cu acești cârnați, să mergem să-i ducem acolo pe masă unde le-am expus. Aici avem doi cârnați foarte, foarte picanți. Îi mănânc eu. Îmi place picant, o să-i pun aici. În continuare, cârnați semi-afumați. Gata cu cârnații, am așezat. Urmează să așezăm caltaboșii. Cam așa arată caltaboșii. Nu i-am făcut în mațe din acelea foarte, foarte groase. Să gustăm dintr-un cârnat din ăsta. Extraordinar. Eu nu mă pot abține, vă dați seama. Am văzut acolo în secțiunea comentarii că s-o las mai ușor cu carne. Dacă mănânc altceva, pe mine mă doare capul. Am făcut o paranteză. Să continuăm. După cum puteți vedea, am venit cu altă habă de carne. Avem aici ceafă. Pardon. Avem mușchi. Pulpă. Deci, oameni buni, vreau să vă spun un lucru. Cei care spuneți că carnea
la un porc mare, da, la greutatea o gimbirică de 430 de kg, vă spun din start că nu este adevărat. Cea mai gustoasă carne este de la porcul de 200 de kg în sus. Aceea de 120 de kg exclus, da? Este crudă, este moale. Aceștia sunt mușchiuleții mici care cunoașteți de la gimbirică. Uitați cum arată un mușchiuleț din acesta. Deci nici nu pot să rezist până nu tai un pic de el. N-am cum. Se topește în gură. Gata și cu carnea, să mergem să aducem oasele. Am adus și oasele, după cum puteți vedea. Șiră, bucăți din căpățână. Aici avem iepurele, după cum se zice în zona mea. Avem picioare. Aici avem căpățâna. Jumătate de căpățâna. Jumătate este aici. Aici avem oasele de la spete. Să continuăm. Între timp am adus coastele și restul de oase care am așa arată o coastă de la un porc adevărat. Eu le-am tăiat bucăți, sunt prea mari. Acestea sunt oasele de la șoldurile din spate. Acesta la fel. Dragii mei, cam astea sunt produsele tradiționale obținute din celebrul gimbirică, să zic așa, pe care îl cunoaște toată lumea. Cei care nu ați auzit de el și ați intrat pentru prima oară pe acest canal, gimbirică a fost cel mai iubit porc din microferma mea. S-a întâmplat să nu mai țină picioarele, am fost nevoit să-l tai. Ca și greutate a avut undeva la 430 de kg cântărit. Vedeți că există filmul pe canalul meu. Ca și rasă, gimbirica a fost o încrucișare dintre două rase, rasa Pic și rasa Duroc. A fost o încrucișare făcută de mine, m-am încăpățânat și rezultatele au fost pe măsură. Ca și vârsta, am uitat să menționez, acest porc a avut 26 de luni și 2 zile, adică 2 ani, 2 luni și 2 zile. Asta pentru cei care ați intrat și sunteți proaspeți pe canalul meu de YouTube, Dan Praf. În încheiere, dragii mei, ce să vă spun? Cei care doriți să achiziționați vreodată
astfel de produse din gospodăria mea mă puteți găsi la numărul de telefon 076 50 01 501. Se poate face și carne la garniță, după cum ați văzut în nenumăratele mele videoclipuri. Se poate face absolut orice. Pastramă de berbecuț, brânză de oaie, o să facem videoclipuri și de la stână și așa mai departe. Dar să revenim la subiectul nostru. Eu, cum nu mă pot abține, o să mai tai o bucățică de cârnat. Marca Dan Praf. Este o nebunie. Am văzut în secțiunea comentarii și păreri de ale voastre. Într-adevăr, aveți dreptate să o las mai ușor cu carnea, dar mă simt foarte bine, puțin gras. M-am lăsat de țigări, dar încerc să țin greutatea pe loc. Evit cât pot de mult să cumpăr alimente din magazine de pe piață. Încerc să mi le produc eu. După cum puteți vedea, o să am o perioadă îndelungată carne, spre exemplu, pentru consum, pentru familie. Încă o dată menționez și susțin, și cei care nu credeți acest lucru, puteți veni să vă dau să vă gust. Sincer, și eu mă așteptam ca la această greutate și vârsta lui să fie carnea puțin tare. Dar subliniez și mă repet, subliniez, cu o carne mai gustoasă și mai proaspătă ca din acest porc nu am mai mâncat de mult, de ani în urmă. Eu tai destui porci, după cum ați văzut. Fiecare porc e cu gustul lui, cu toate că este aceeași rasă. Acest porc, ca și ceilalți din microfermă, a fost rănit cu de toate, dar este foarte suculentă, foarte gustoasă. Să nu mai lungim. În încheiere, dragii mei, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea voastră, pentru toată activitatea pe acest canal de YouTube, Dan Praf. Multă sănătate, cei care doriți, și v-am specificat mai devreme, sunteți pentru prima oară care ați văzut acest canal, nu uitați să vă abonați dacă aveți plăcere, să dați un like, să distribuiți, haideți să fim un număr cât mai mare. Din partea mea, sărbători fericite, numai bine și ne vom auzi în curând. Doamne ajută!